Cine este? Aaa! Zombie! What the fuck? What the fuck, zombie? Aaa! Pe scurt, apocalipsă zombie în viața reală. Prieteni, nu uitați să priviți Pe scurt am făcut mâncare și Pe scurt The Pause Challenge. Link-urile vor fi în descriere. Nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel. M-am trezit foarte obosit, deoarece toată noaptea m-am jucat în Among Us. Cine joacă noaptea în Among Us, scrieți în comentarii. M-am ridicat, am început să fac un pic de gimnastică, când am făcut o așezare, practic să rămân fără spate. Wow, doamne, spatele meu, mai bine să stau culcat. M-am culcat în pat, m-am odihnit, mi s-a uscat în gât, m-am ridicat, am mers la bucătărie, am luat o cană, mi-am turnat Coca-Cola, like dacă îți place și ție Coca-Cola, am băut. Am revenit la mine în cameră, am luat telefonul și ca de obicei am intrat să mă joc în Among Us. 5 minute, 10 minute, 20 de minute, după o oră am înțeles că mai bine astăzi să nu mai joc în Among Us, deoarece n-am fost niciodată impostor. Am intrat pe YouTube, am dat de un video cum să supraviețuiești în caz de apocalipsă zombie. După vizionarea acestui video mi-a apărut Fiori, dar dacă într-adevăr o să înceapă apocalipsă zombie, nu vreau să devin zombie. Ok, mai bine să uit despre că există zombie. Am intrat pe diverse show, mai bine să mă uit la lucruri și curiozități interesante. Prieteni, pe Diverse Show găsiți cele mai uimitoare momente și curiozități doar pe Diverse Show. Te poți uita la copilul care la 5 ani cântărește 100 de kilograme și momente jenante din sport și TikTok. Toate acestea le găsiți pe Diverse Show. Nu uitați să vă abonați, link-ul va fi în descriere. Gata, ajunge să stau pe YouTube deoarece nu mai vreau să dau de zombie, așa că am decis să-mi fac temele. Glumesc, să mă joc în Assassin's Creed. M-am jucat 2 ore, 3 ore, m-am obosit, am decis un pic să mă odihnesc. M-am lăsat în pat, cât e de bine în pat, am închis ochii. Că la un moment au bătut la ușă. Am deschis ochii. Cine poate să fie? Oh, poate părinții au venit de la serviciu. Am mers în hol, când am deschis ușa, nimeni nu era. Când m-am uitat în jos, am văzut capul unui zombie. What the fuck? Repede am închis ușa. Ceva m-a atins de picior. Asta era mâna unui zombie. M-am speriat. Repede am mers la mine în cameră. Am închis ușa în cameră. Doamne, ce se întâmplă? Numai nu spuneți că într-adevăr a început apocalipsa zombie, deoarece nu sunt gata. La un moment a sunat telefonul. Asta era Denis. Am răspuns. Salut, Mutani, ai văzut ce s-a întâmplat? Doamne, nu mai scăpam. Salut, Denis, ce s-a întâmplat? Deoarece la ușa mea am găsit un zombie decapitat. Nu știu, la un moment când am ieșit la magazin, am văzut câțiva oameni care au nebunit și au început să-și atace unul pe altul. What the fuck, numai nu spune că într-adevăr e apocalipsă zombie, deoarece nu sunt gata pentru asta. Nu știu, dar nu vreau să devin zombie, mie este frică. Denis, atunci ce facem? Ai ceva arme, deoarece trebuie să ne apărăm. Da, am două pistoale. The fuck, de unde? De unde ai arme? Tatăl e polițist. Atunci unde-i taic-tu? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu lumea noastră? Am încercat să-l sun, dar nu mi-a răspuns. Așa că vin la mine și încercăm să ne ascundem la mine și ne apărăm de zombie. Bine, o să încerc. Am închis, stai, trebuie să mă liniștesc, ok, îmi trebuie să-mi adun toate lucrurile importante și să plec la Denis. Am luat geanta, am aruncat hainele, pâine, încărcătorul, sunt gata să plec la Denis. La un moment m-a sunat tata, am răspuns. Fiule, fugi! Mi se pare că oamenii ai devenit zombie, fugi, fiule! Tata, stai, unde să fug? Deci eu voi pleca la Denis! Fugi, mi se pare că pe noi ne urmăresc acum zombie! Deci, fiule, noi cu Mike am plecat la țară, la bunici, fugi de acasă, fugi. Deci, mă, stai, tata, nu, nu mă lăsa! Ok, am rămas singur, așa că mai bine plec la Denis. Când am ieșit din apartament, am dat de un cadavru, apoi am fost atacat de un zombie. O fată mi-a salvat viața după l-a ucis pe zombie. Doamne, ce fată tare! Și de câte ori n-am fost atacați de zombi, ea pe toți i-a ucis. Doamne, ce să fac? Ce să fac? Mi-a spus să fug. Nu, 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 nu! Acolo sunt zombi! Am fugit înapoi, dar și acolo erau zombi.
Am început să ne urcăm pe scări, doamne, alergam din toate puterile, dar oricum n-am scăpat de zombi. Ei erau după noi, doamne, și cum să fugim, unde să fugim, unde? Stai, uite, așa, am intrat, alergam după această fată. Doamne, important să nu fie infectată și această fată, deoarece nu vreau să rămân singurul om care a supraviețuit în această lume. La un moment am fost atacat de un zombi, am scăpat de el și m-am urcat, am dat de geam, am sărit, am ajuns-o pe fata aia, am ieșit afară. Ea mi-a spus să mă urc, când am urcat am fost atacat de zombi. Nu, nu, de mâna! Ea a fost omorâtă de zombi. Doamne, ce ar fi dacă eu voi fi singurul care a supraviețuit? Am sărit de pe acoperiș, am fugit, am continuat să fug, dar oricum n-am scăpat de zombi. Doamne, este imposibil! Cum au apărut acești zombi? De ce sunt atât de agresivi? Și cum este posibil să mă urmărească pe mine, deoarece eu alerg și sar pe acoperișul? Dar oricum nu pot să scap de ei, eu alerg, alerg ca un nebun pe acoperiș. Deja nu mai aveam putere să fug. Doamne, ce să fac? Este imposibil să fugi de ei. Eu practic am sărit toate obstacolele. La un moment, practic, am fost prins, dar am continuat să fug pe țeve, pe acoperișuri. Nu, cum să scap de ei? Ce trebuie să fac? Unde să mă ascund? Trebuie să ajung la Denis. Am alergat foarte mult și apoi am sărit foarte tare pe alt acoperiș. Deja am crezut că am scăpat de zombi, dar nu, ei au sărit după mine. Am ajuns într-o clădire, dar aici erau și mai mulți zombi. Doamne, unde sunt eu? Cum să ies de aici? Și am ieșit afară și am sărit foarte tare. Am căzut și am fost atacat de un zombi. Nu, nu! What the fuck? A fost un vis? Oh my god, cât de bine că a fost doar un vis. Ce? În camera a intrat Denis? Denis, ce s-a întâmplat? Ce cauți la mine? Pe scurt, apocalipsă zombie în viața reală. Pentru partea a doua, hai să adunăm 10.000 de like-uri și nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Miau.